Atenție la acest atac, Chipirliu din cădere este blocat, Boiciuc din întoarcere și el pe lângă poarta lui Lovis Croitoru, este mingea echipei gazdă. Alex Boiciuc cu 3 goluri și el, Chipirliu cu 12, atacul funcționează, Heras de asemenea în atac 3 goluri. Ri avansează, îl vede liber pe Matei, bună pasa, ia să vedem șutul, oho! Oho, bravo David, bravo David! Ca pe vremuri, ca pe vremuri. De la Beloni sau Tudorel Stoica la Miții Majaru, Gică Hagi și ceilalți și apoi de la mijloc în sus venea aici. Maftei din nou centrează, reluare acum, oho! Oho, Roberto Sierra! Senzațională reluarea spaniolului, senzațională, minutul 29, avem două ocazii, două faze foarte frumoase ale Stelei la poarta lui Flavius Croitoru. Meciul se deschide, ce vă spuneam la un moment dat, multă răbdare ne trebuie, extraordinară reluarea, extraordinară. Ar fi fost unul dintre golurile campionatului fără îndoială, dacă mingea prindea colțul, fantastic ce reluare, proșesc arbitrul astfel de faze. Ia să vedem Massaro aici, Massaro întoarceare, oh, Massaro! În sfârșit s-a trezit Mioveniul, minutul 42. De când așteptam acest șut pe atacul gazdelor, ce i-a întors italianul aici pe steriști, dacă poarta era cu 3 metri mai în dreapta, era gol. Foarte bună acțiunea lui Davide Massaro. Anait, Cărăuș, intră la combinație Cărăuș cu Guțea, mingea în stânga, centrează Șerbănică. Hai să vedem un șut acum. Gol! Mioveniul! Aha! Ce v-am spus în prima răbdare, în prima repriză, răbdare, răbdare, a venit golul în minutul 60, Mioveniul conduce cu 1-0. Deși situațiile mai clare de gol le-a avut totuși Steaua, vorbeam despre minutele 28, 49 și 40, 29 și 45, schimbare inspirată a lui Schumacher pentru că Panait reușește să înscrie cu un gol superb, un rist foarte bine aplicat. Mingea trece printr-o pădure de picioare acolo, nu cred că Frânculescu vede mingea la timp. Practic se trezește cu ea în față și nu-și dă seama care de la început traiectoria ei. Gol splendid, marcat de gazde. Chipirliu, hai să vedem, la limita offside-ului nu a fost pentru că era Ignat acolo. Atenție la acțiune, șut, gol, apară a lui Ignacio Heras. Fai, am văzut-o în plasă. Ce contraatac face Steaua în minutul 63. Garcia Ignacio cu două goluri în poarta din echipei din Târgu Jiu, etapa anterioară, aproape și acum de gol. Ce bun a fost șutul. Aici e vorba pur și simplu de ghinion. O jumătate de oră. Atenție la această acțiune, Sierra din nou. Ocazie, Chipirliu! Nu s-a terminat. Vine și Boiciuc. Încă o dată. Încă o dată. Drăghiș cred că a reluat ultima oară, centrare pe lung, scot băieții de la Mioveni mingea din gura porții, dar nu s-a terminat, faza continuă acum, balon trimis intenționat afară, e o problemă cu cineva din apărarea gazelor, cred că este Ionuț Burnea cel mai probabil, da, el este numărul 25, hai ce ocazie are din nou Steaua, minutul 66, încă o dată aici, ce ocazie are golgheterul campionatului Chipirliu. Apoi al doilea șut, într-adevăr, Drăghici a fost, Stefan Drăghici. Pasă cu greșită, cu intercepție, Cărăuș. Hai să vedem, 2 contra 3 pe contraatac, au strâns bine în centru. Atenție! Gol! Mioveniul, minutul 75! Cărăuș! Albina Mioveniului înscrie pentru 2-0! Ce fază a făcut Ion! Bravo, Ioane! Blănaru senzațional a tras la poartă, dar Ion Cărăuș a insistat pentru minge și 2-0, Mioveniul este în play-off. Încă o dată, pasa nu este neapărat greșită, numai că un pic am static Sierra. Cărăuș recuperează, l-angajează pe Blănaru, șut de la marginea careului. Frânculescu atinge balonul și este golul lui Cărăuș, care vine cu talpa, împinge mingea, deși Daniel Vârtej a plecat și el în alunecare pentru a evita golul. Super contraatacul și multă sudoare pentru a înscrie acest gol. 2-0 pentru Mioveni.
ceea ce înseamnă în acest moment 32 de puncte și mai aproape, mai sigur de locul al patrulea. Depășește Buzăul și Cixere, dar în spatele Sloboziei e foarte greu pentru Steaua să întoarcă 0-2, n-a reușit să egaleze la 1. Șerbănică recuperează Vârtej. Vârtej vrea spre poartă, atenție acum. Picam jos, reluare, oh, frumos, frumos. Mingea era sub bară. Ciunciucov l-a încercat pe Flavius Culoitoru, a fost un reflex al lui Flavius pentru spectator mai mult. Intrarea lui Vârtej a fost undeva jos și mingea chiar din bara transversală se ducea afară, dar un portar e precaut întotdeauna și multe bipuri ar trebui. Ia să vedem dacă va fi 3-0. No, ratare incredibilă, ratare incredibilă a gazdelor. Parcă ar fi meritat un gol Fane Blănaru pentru cât s-a dăruit, pentru cât a muncit. Pleacă din poziție regulamentară, Ceceri iese foarte târziu, iar Vârtej ajunge și el la fel de târziu. Un pic mai mult interior pentru Fane Blănaru și aveam 3-0.